cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Din nou la cafea, din nou la Mesagerul de Neamț, în direct, în studioul nostru, cât mai rezistăm, cât mai putem să stăm, având în vedere grija deosebită acordată de statul român micro-întreprinderilor și, în general, tuturor afacerilor de sorginte românească. Și pentru că vorbim despre afaceri de sorginte românească, pentru că vorbim despre români și românism, ieri după amiază, văzând un anunț postat la Biblioteca Județeană G.T. Chirileanu despre o manifestare care va avea loc pe 15 ianuarie ca pentru omagierea poetului național Mihai Eminescu, o manifestare ecvestră, am stat și m-am gândit dacă n-ar fi cazul să lăsăm puțin politica, să lăsăm un pic scandalul, sănătatea și alte lucruri și să vorbim despre poetul Eminescu, despre publicistul Eminescu și într-un alt context, în contextul în care ziua lui de naștere a prilejuit națiunii române. Mă rog, nu știu cât a fost un demers care a fost, demersul a fost inițial, ok, nu știu cât a fost el continuat de statul român, să declare ziua de 15 ianuarie ca ziua culturii naționale. Aceea am zis că trebuie să vorbesc cu cineva despre asta care, prin ceea ce face, prin ceea ce a făcut, prin ceea ce face și probabil și prin ceea ce va face, este apropiat și este în interiorul acestui fenomen. Bună dimineața, Adriana lui Gheorghe, bine ai venit la emisiune. Bună dimineața, bine vă regăsesc, la mulți ani ție, la mulți ani tuturor celor care ne privesc, pentru că până la urmă ziua culturii naționale, 15 ianuarie, este de fapt un început de an, un început de lume, un început de, hai să zicem, și an cultural în România. Da, Bogdan, o să te rog să pui pe ecran un pic. Da, pune mare, te rog, lasă-ne pe noi, că noi ne știm și ne-am văzut. Deci, în 2014, pe 15 ianuarie, era inaugurat lucrarea, bustul lui Mihai Eminescu, lucrarea Mihai Eminescu în fața bibliotecii și acolo scrie așa, la inițiativa Asociației Culturale Conta, președinte domnul Adrian Gheorghe, în colaborare cu biblioteca, cu sprijinul, lucrarea realizată cu sprijinul Consiliului Județean, Consiliul Local, adică atunci Culiță Tărâță Gheorghe Ștefan, Rifile sare prezentată de Valerica Pojoca, Ioan Statilă și Luigi Bodo. Acum, după câți ani? 14 cu 6 și cu 2 și cu 3, 7 ani, nu, 8 ani, avem o manifestare pentru Eminescu, ecvestră, vine Clubul Sportiv Ecvestru și probabil vor recita de pe cai sau se vor îmbrăca din nou în costume de epocă, ca să spunem așa, în condițiile în care, la inaugurarea de atunci, Bogdan, o să te rog să fii atent un pic că vreau să schimb imaginea, da? La inaugurarea de atunci aveam o pleiadă de personalități care au venit. Chiar te rog să spui tu cine erau atunci, până caut eu fotografia, da, cu ei. E frumoasă, da, reamintire a acelui moment. Am găsit o singură poză. O să te rog, Bogdan, să pui tu poza mare și Bogdan și Adrian o să vorbească. Pune-o mare. Sunt multe, foarte multe poze de atunci, atât din interior, cât și din exterior, mai ales de la inaugurarea propriu-zisă. Există și niște filme pe YouTube, de altfel, dar să iau un pic mai de departe. Acest deziderat de a avea un bust Eminescu este unul mai vechi și probabil că este al întregii comunități, sau era al întregii comunități. Și pentru mine a fost o șansă, de altfel, să nu existe așa ceva, ca să iau pe mânecă și să duc la capăt ideea.
M-a ajutat foarte mult domnul Constantin Boengiu în acea perioadă, pentru că împreună cu dânsul am mers la Refill. Refill-ul a fost extrem de deschis. Domnul Ioan Strătilă, Dumnezeu să-l ierte, domnul Bodo și chiar domnul Bodo cu umor a zis dacă Eminescu este cetățean de onoare post-mortem al comunității, zice, atunci e colegul nostru de cetățenie de onoare și atunci, zice, este normal să-l ajutăm, să finanțăm. Ideea este că totul a fost contra cronometru, în sensul că în octombrie am luat ideea pe mânecă, în octombrie, și în decembrie, pe 20, în 2013, pe 20 decembrie, deja puneam bustul, îl puneam pe soclu. Am avut noroc că un artist plastic din zonă, e vorba de Lucian Tudorache, un artist plastic important, reputat, evident, cu studii în țară și în străinătate, deci o valoare recunoscută. El a reacționat foarte repede, a găsit și atelierul în care să lucrăm și pe 20 decembrie, când se presupune că este ziua de naștere efectivă a lui Eminescu, 1849, da, exact, evident, da. Nu mai detaliem, noi am ridicat bustul pe soclu. La inaugurare au venit Nicolae Manolescu, era ambasador al României, era ambasador UNESCO în acel moment, a venit academicianul Valeriu Cotea, Lucian Vasiliu de la Iași și mulți, Irina Horea și așa, dar mai aici departe. Aici este o poză pe care un mesaj pe care l-a trimis Ana Blandiana, care nu a putut să ajungă, el există pe internet. Da. Ideea este că... O să dau și imagini de la, din exterior pe parcursul discuției noastre. Ideea este că pe 14 ianuarie 2014 s-a spus că s-a adunat atâta lume la inaugurare cam cum a fost la Revoluție. Nu am imaginea îndemână eu, dar sunt filme multe din acea perioadă. Și îmi amintesc că erau pe poziții aproape ireconciliabile Tărâță și Ștefan. Erau, se și vede în imagine. Da, erau așa. Numai că la un moment dat Gheorghe Ștefan îi spune lui domnului Tărâță, îi spune, zice, Culiță, hai să stăm aproape și să dăm și mâna când ne râde Eminescu. Mi-a plăcut foarte mult. Scena a fost chiar un ziarist chiar care era în preajmă, a consemnat-o. Da, pentru că Eminescu trebuie să ne unească. Și de fapt asta face Eminescu dintotdeauna, ne unește. Păi, uite, eu am pus la o știre care a apărut, va fi pe 15 ianuarie în sala Calisatoga și a Consiliului Județean Neamț, o manifestare, vine Lamia Beligan, un chitarist cunoscut și vor susține un recital. Foarte frumos, adică ideea nu era. Dar era și mai frumos dacă recitalul ăsta era pe scena Teatrului Tineretului sau într-o sală mai mare. Și am zis că probabil că nu s-a dus în altă parte recitalul, pentru că au citit cineva timpul din 15 mai 1879 în care Eminescu spune cam așa, te rog să nu zâmbești. Oamenii care au comis infracțiuni rămân somități, se plimbă pe stradă, ocupă funcțiuni înalte în loc să-și petreacă viața la pușcărie. Trădătorii devin oameni mari și respectați și proștii devin administratori ai statului român. Trădătorul e geniu, plagiatorul e erou, pungașul devine bogat, panglicarul e un politic, cămătarul negustos, speculantul de idei e om cu principii. Asta e judecata poporului nostru. Da, păi după asta ar trebui să punem punct la emisiune. Ce să mai spui mai departe? Da. Dar ne întrebăm. Da, vezi cât e de actual? Acum ce să vorbim? Vorbim despre actualitatea lui Eminescu sau despre inactualitatea noastră? Pentru că dacă noi am rămas în acea actualitate din 1880, să zicem, atunci e trist pentru noi. Noi ca societate. Noi ca societate, evident. Da. Și Caragiale este mai citesc o dată. Trădătorul e geniu, plagiatorul e un erou, pungașul devine bogat, panglicarul om bogat, cămătarul negustor, speculantul de idei, om cu principii. Da, e definitoriu. Cred că e definitoriu pentru om în general, pentru că
și moraliștii francezi, de exemplu, când vorbesc despre societatea franceză de acum 200 de ani, regăsim multe din acele lucruri în societatea franceză de azi, așa că noi am evoluat umăr la umăr cu o Europa, suntem sincroni în Europa, mă bucur că suntem în Europa și chiar dacă am intrat cu toate păcatele și viciile noastre, tot Eminescu ne-a ajutat pentru că, repet, în jurul lui Eminescu ne-am adunat în timp. E bine că ne știm păcatele prin condeiul lui Eminescu, e bine că le știm și că putem reacționa pe aici, pe acolo. Uite, faptul că noi vorbim acum despre asta e un semn că sunt și oaze de sănătate în societatea românească. Da, păi atunci haideți să depășim momentul ăsta al comparațiilor 2014-2023, pentru că mie îmi vine să zâmbesc. De-abia aștept să mă duc pe 15 să-l văd pe domnul Costache Lupu și ai săi, că oameni care vor să facă ceva. Nu este problema asta. E foarte bine că fac. Problema este că locul în care fac și modul în care îl fac, ca să nu mai vorbim, dacă seamănă cu colindele de anul nou și de Crăciun, sau mă rog, urăturile de anul nou și colinda de Crăciun, atunci putem spune că, într-un limbaj actual, am pus-o, cultural. Da. Eminescu a fost adaptat tuturor situațiilor din societatea noastră, până la grotesc, s-a ajuns până la grotesc. Există un Eminescu al matematicienilor, unul al astronomilor, unul al politicienilor, unul al... și așa mai departe. Există un Eminescu al fiecăruia în parte. Fiecare și-l dispută pe Eminescu. Dar s-a ajuns și la forme grotești. Pentru că, punându-i prea multe etichete, nu-l mai vedem. Exact. De fapt, ar trebui să-l citim. Asta e problema. Pe 15 ianuarie ar trebui să-l citim pe Eminescu toți, peste tot. Să stăm cu o carte Eminescu în mână. Ar fi cel mai mare omagiu pe care îl putem aduce. Pentru că Eminescu este mai mult citat decât citit. Așa este. Ca orice scriitor mare, important, care intră într-un panteon cultural, este mai mult citat decât citit. Eminescu este în aceeași situație. În același timp, e o valoare care ține de ADN-ul nostru. El a intrat în ADN-ul nostru și reacționează din când în când. Chiar mă întrebam dacă e bine că îl omagiem pe Eminescu la date fixe. 15 ianuarie, 15 iunie, mai găsim un moment și îl omagiem pe Eminescu sau ar trebui să avem tot timpul o privire spre Eminescu. Merg pe varianta că și la aceste date fixe este foarte necesar și foarte important, pentru că aici avem imaginea unei integralități a societății care se uită spre Eminescu. Dincolo este Eminescu la care ne raportăm fiecare în funcție de situație. Îndrăgostitul citește ceva din Eminescu, cine vrea să demonstreze că Eminescu este înainte lui Einstein, o să citească din La Steaua care a răsărit și o să spună că uite, a avut viziunea înaintea lui Einstein și așa mai departe. Ori Eminescu a fost un scriitor normal, genial, evident, care a apărut într-o cultură neformată. Cultura română nu era formată, nu era pregătită să-l primească pe Eminescu. De asta, în epocă, Eminescu era privit ca o apariție bizară. Era bizar. Și a fost impus în lumea românească de o minoritate. Pentru că poeziile lui au apărut, să zicem, în convorbiri literare, cu un tiraj de 200 de exemplare. Acele 200 de exemplare mergeau la abonamente în lumea românească. Ei, acea elită, a reușit să-l impună pe Eminescu, să creeze, să reverbereze din puținele numere ale revistei, să reverbereze într-o societate. Deci era nevoie de Eminescu, dar societatea românească nu era pregătită să-l primească pe Eminescu. De aceea și starea de defazare mentală a lui Eminescu se trage pentru că el nu avea cu cine să comunice. Nu prea avea cu cine să comunice în lumea lui, de aceea se întorcea spre, să zicem, origini, spre creangă care venea cu o cultură populară. El însuși a fost promotor al culturii populare în lumea românească pentru că
Abia acolo s-a regăsit cu adevărat Eminescu, în cultura populară, de fapt în perenitatea culturală românească. Eu zic că, pe de o parte, e interesant să urmărim cum este omagiat Eminescu de ziua lui, pentru că te uiți în jurul tău și vezi cine îl omagiază pe Eminescu, cine anume se ocupă de chestia asta. Și te uiți, instituția aia, că e prin natura ei obligată să facă, să bifeze o activitate și dincolo de bifa aceea, ce avem? Adică mi se pare puțin absurd să-l omagiem pe Eminescu într-o sală de la a Consiliului Județean. E bine și acolo, n-am nicio problemă. Acolo ar trebui să fie spiritul mai mult decât așa. Și nu într-un loc în care să ducă lumea să simtă bine. Te duci după ce acolo a fost o ședință, nu știu de care, de înfierare proletară a unor consilieri sau alte lucruri. Eu revin la ideea pe care am mai discutat-o într-o emisiune, că eram pe cale să inițiez o petiție ca acest sediu al Casei Albe de la Neamț, al Consiliului Județean, al Prefecturii și așa mai departe, să fie un muzeu al perioadei comuniste, cu câte un etaj pentru fiecare etapă majoră din istoria comunismului din județul nostru și care poate merge până la nivel de țară. Fiecare județ să aibă câte un muzeu al comunismului, pentru că noi ne-am îndepărtat de comunism fără să o rupem cu comunismul, a venit cu tarele de acolo și cu obiceiuri capitaliste. Ne-am preluat din mers lucruri capitaliste, dar am venit cu tare din comunism. Am și argumentat într-un fel, pentru că avem multe drame în preajmă. De asta noi nu ne regăsim foarte repede și foarte moral în cultura și în lumea noastră, pentru că nu știm să ne rupem de trecut. Dincolo, venind la Eminescu, așa este, ai uneori senzația în Parlament. În Parlament îl omagiem pe Eminescu, o facem de un formalism strigător la cer. Ori acum, când omagiem Ziua Culturii Naționale, când omagiem pe Eminescu, ar trebui să facem lucruri cu adevărat simbolice, simbolice în sensul, un simbolul care iradiază, care iradiază semnificații. Și ori nu, e foarte mult formalism, este îngrozitor de mult formalism. De asta noi ne ducem, avem senzația că am dus în rizibil pe Eminescu prin faptul că îl provocăm pe Eminescu în situații bizare. De exemplu, cei care sunt la raliu să fluture cărți de Eminescu sau da, cei care sunt... Eminescu nu știu dacă a călărit, de exemplu, nu știu dacă a făcut echitație în epoca lui, probabil când era copil, tatălui având cai pe acolo, e posibil să o fi făcut. Dar... Nu, adică ne ducem într-un extrem care deja e cu totul... E de văzut. Oricum, lumea este un spectacol și asta o spune și Eminescu, asta a spus și Shakespeare, și e un spectacol pe care trebuie să-l vedem. Uneori zâmbim, uneori ne enervăm, uneori suntem privitori ca la teatru. Am hotărât să zâmbim mai mult, să nu ne mai enervăm. E evident. Să nu ne mai enervăm, pentru că tot degeaba este... Adrian, uite, chiar voiam să citesc câteva considerații apropo de cultura națională și de semnificația ei. Uite, am câteva chestii notate aici. Și spuneam, cultură fără politică, da, se poate. Dar nu se poate nicio situație politică fără cultură. România a încercat această variantă a unei majorități a politicienilor fără cultură, atât în perioada de până în 1989, dar, dureros, și în perioada de după 1989 până în zilele noastre. Rezultatele se regăsesc în modul nostru al tuturor de a ne accepta condiția. Cultura democrației este obligatorie pentru o societate, deci cultura democrației, dar nu există în niciun context democrația culturii. În cultură avem nevoie de tirania valorii care nu se negociază, se impune.
Pentru că aici noi avem o mare, am pierdut nuanța elitelor, elitelor culturale. Ne putem permite, datorită mijloacelor pe care le avem, internet, Facebook și așa mai departe, să facem praf pe Pleșu, pe Liceanu, pe Patapievi, pe Blandiana, dacă ne vine. Pentru că nu mai avem conștiința valorii... Pe Mircea Vulcănescu. Pe Mircea Vulcănescu, pe alții, mulți. Deci ne putem permite orice acum, pentru că probabil am pierdut încă din școală, zic eu, s-a pierdut acea tiranie a culturii, pun în ghilimele tiranie, adică să avem repere foarte clare. Fără cultură națională nu putem pretinde că sau să avem istorie națională, economie națională, independență națională. Când nu vom mai vorbi de cultura română, ci vom vorbi de variante mai complexe, gen cultură europeană, identitară sau chiar cultură universală globalizată, vom fi doar o populație care va ocupa locul în care va fi trăit cândva poporul român. Ne vom hrăni, dar nu vom mai ști cine și unde suntem. Statul care nu investește în cultură e ca grădinarul care vrea să culeagă fără să seamene. Se va trezi în final cu palma goală. Nu detaliez acum cât investește statul în cultură, cum este văzută cultura sau cum se duc banii statului pe formalism în cultură. În vremuri belicoase, eroii sunt cei care luptă cu arma în mână, care mor pentru o idee, care se sacrifică pentru patria lor. Exemplele sunt nenumărate în istoria recentă, în istoria mai veche. Artiștii, ca și sportivii, sunt eroii unei nații în vremuri de pace. Trebuie să li se acorde aceleași onoruri. Câmpul simbolic al artei lasă în urmă multe, foarte multe victime, ca în câmpul vizual să apară câteva nume, câteva identități conturate. Altfel, vom spune precum poetul altădată. Credem că suntem o țară și adevărul e că de-abia suntem un peisaj. Un peisaj. Da. Deci este... E un poet sud-american cel care a spus lucrul acesta, însă, zic eu, ne poate defini sau suntem pe marginea riscului de a ajunge un peisaj. Nu e rău. Peisajul e frumos. Peisajul e frumos, da. Dar să nu rămânem doar un peisaj. Natură moartă, știi? Da. Pentru natură că moartă. Noi când ne uităm spre Ceahlău, de exemplu, ne aducem aminte imediat de Coșbuc. Priveam Ceahlău la apus. Sau când privim, nu știu ce, opcinile, ne aducem aminte de Eminescu. Când privim... nu știu unde, Siretul, ne aducem aminte de Alexandrie. Deci, între peisaj și simbolul pe care îl incumbă, există o nuanță culturală. Și noi trebuie să ținem cont de această nuanță, pentru că altfel vedem doar munți, pietre, ape, fără să le dăm viață. Adrian, haideți să părăsim într-un fel nivelul ăsta al discuției și să te întreb ceva. Dincolo de ce se vede în mod oficial, dincolo din ce se vede pe Facebook, există în România în momentul ăsta o rezistență a culturii de calitate? Da. Vreau să cred că există. Deci, nu eu sunt foarte convins, dar vreau știi să ce cred vreau că să există. Spun. Evident. Vreau să cred că există. Deși există un curent progresist, neomarxist și așa mai departe, care vrea să destructureze exact ce are mai temeinic o cultură. Și nu numai cultura română. Nu numai cultura română, peste tot peste există. Tot. Deși există fenomene parazitare sau fenomene inflamante, distrugătoare, destructive, peste tot, din America până în România, din Germania până în Suedia, dau absolut aiurea exemple, ei, cred că există totuși un sentiment al culturii adevărate, care ține de natura și condiția umană. Pentru că, până la urmă, geniul Eminescu a apărut într-o cultură neformată. Spuneam, deci a apărut natural. Acel natural nu poate să dispară așa cum ar dispărea, s-ar aneantiza ceva. Din ce cunosc în societatea românească, există grupuri, grupuscule de oameni care rezistă. În același timp mai există un lucru care ne ajută pe noi, românii. Biserica. Biserica este purtătoare de simboluri
culturale puternice. Le transmite mai departe. Iar în jurul bisericii am văzut foarte mulți tineri, pentru că până la urmă lor ne adresăm. Noi suntem o generație, sau suntem câteva generații, care am preluat o moștenire culturală, am făcut ceva cu ea și trebuie să o dăm mai departe. Ei, acel contact cu generația următoare este foarte important. Din păcate, eu fac o culpă școlii românești, pentru că nu mai pare capabilă să facă această, cum să zic, inițiere culturală, să spun inițiere culturală, chiar mediului academic românesc, pentru că m-am uitat un pic în, hai să zicem, și curicula universitară. E foarte subțire și nu este destul de provocatoare pentru un tânăr care se duce să fie student. La litere, de exemplu, și așa mai departe. Dar și în licee, și în școlile generale. Curicula e foarte subțire. Există oarecare tendință de deculturalizare. Parcă îi apărăm pe tineri de cultură. Nu că oarecare există tendință. Există o tendință de... Dar e una venită, nici nu știu dacă e cu program. Cred că vine din tăvălugul ăsta al istoriei, din tăvălugul ăsta al tehnicii, al internetului, calculatorului. Lumea e un spectacol. Am ajuns ca să dăm biblioteca, să dăm teatru, să dăm muzeul, să dăm pe mall. Am făcut un templu din marele mall, care este o societate omenească acum. E un mare mall în care intrăm la debutul în viață și ieșim la sfârșit. Ei, vedem... Apropo, mă gândeam că la mall numai un singur lucru n-am văzut până acum. Magazin de pompe funebre. Știi? Chiar mă gândeam, uite, deci magazin de pompe funebre. E o bună idee de afaceri care poate fi implementată. Da, așa este. No, suntem într-o fază, ce spuneam recent, trăim extrem de trepidant. Trăim o istorie pe care nu n-am intuit-o și n-a intuit-o nimeni. De asta, acum a dat verdicte și a spune că știm ce ni se întâmplă, e un pic cam devreme. La fel spuneam că de unde e starea de negăsire în care trăim? Pentru că noi deschidem fronturi zilnic, avem războaie continuu. Pe vremuri un război ținea 100 de ani, 50 de ani, 20 de ani, un an, dar era o perioadă în care urma o pace, după pacea aia se discutau efectele războiului. Acum nu. Acum deschidem războaie toată ziua, de tot felul, economice, interumane și așa mai departe, și nu mai încheiem nicio pace. Această lipsă de încheiere, de păci, după o confruntare, este cea care ne dă starea de negăsire din societate, zic eu. Și în starea asta de negăsire, cum trăiește un poet, un scriitor? Trăiește. Viețuiește. Da, și ceea ce spuneam mai înainte, ne uităm ca la un spectacol. E un spectacol, dacă e să ne panicăm, atunci ne panicăm. Trăim, dar nu ne regăsim decât pe aici, pe acolo, pentru că ai senzația că tot ceea ce faci are uneori un grad mare de inutilitate. În același timp, scriitor român trebuie să se bucure că încă mai este lăsat să scrie, că nu avem raționalizată hârtia, așa, dar spuneam recent că într-un interviu... Am auzit un politic progresist care a spus, dom'le, nu mai trebuie să tăiem un copac ca să facem hârtie pentru ziare și pentru cărți. Se poate scrie cu degetul pe apă, se poate scrie cu degetul pe nisip. Poți să-i dai și un șut în fund acelui idiot. Poți să-i dai și un șut în fund acelui idiot fără să închei pace cu el. Nu, adică... Așa este, dar eu merg pe variante mai puțin belicoase, pentru că, mă repet, mă uit de la fapt, lumea ai asta... ai dreptate, o atingere, chiar uit... și acolo nu-i benefic, așa că mai bine folosește altceva. Mă uit ca la un spectacol la lume și trag concluziile care se regăsesc pe pagini. Pentru că noi, cei care scriem, trebuie să scriem mai departe. Suntem martori. Și ce scrie Adrian Alughiero? Uite, acum am văzut și o să pun pe ecran. Ia să vedem dacă mă poate ajuta și Bogdan.
cu traducerea te ocup tu. Deci, te rog frumos, Bogdan, dacă poți, dacă nu poți, așa, poți. Selecție de poeme Adriana lui Gheorghe, traduse de Andrei Alexa, versiunea engleză, da, apărută în? China. În China. Deci devii suspect. La Shanghai. Deja devii suspect. La Shanghai. Cartea are și un link. Poate fi și descărcată de pe linkul respectiv. Da, e o surpriză frumoasă. Cine a editat? În 2019. În 2019 am fost la un târg de carte la Beijing. În echipa scriitorilor români de acolo. Am avut un recital de poezie și probabil din acel recital a reieșit această apropiere. Surpriza mare a fost la Beijing că erau foarte mulți chinezi care știau românește, mulți care au făcut școală în România. Am avut translatori, traducători pe lângă mine acolo. E un scriitor român, fost șef al unui scriitorilor, Eugen Uricaru, prozatorul, care a menținut o relație și o asociere culturală între breasla românească și breasla chinezească de scriitoricească. Și periodic sunt propuși 1, 2, 3 scriitori. Ei propun, de fapt, mai mulți, dar acolo selecția o face traducătorul funcție de adaptarea poemelor la limba chineză. Și pentru anul 2022-2023 am fost aleși eu și Lucian Vasiliu de la Iași. Sunt foarte curios cum ar suna în limba chineză. Am făcut o probă pe calculator și sună destul de straniu. Da, e o carte în 240 de pagini. Adică nu e, da, o selecție. În trei limbi, română, engleză și chineză, câte 80 de pagini fiecare în parte. Și are și un tiraj de încercare. Am văzut acolo pe site de 60.000 de exemplare. La ei. La ei, da. Înseamnă puțin. La ei înseamnă puțin, cred, la noi înseamnă enorm pentru o carte, evident, de poezie. Evident, evident. În România o carte de poezie astăzi, una de succes, apare cam 1.000 de exemplare. Deci maxim 1.000 de exemplare. Maxim 1.000 de exemplare. E o carte de succes. Blandiana și așa mai departe. Deci cam atâta e piața. Cu toată promovarea care se face, cu târguri, da, cu tot, mai mult de 1.000 de exemplare. Bine, cartea pe format tipărit, pentru că acum există și cealaltă modalitate de circulație a cărții pe internet, în format PDF și așa mai departe, în formatele electronice, pentru că și în China cartea poate fi descărcată contra cost, acolo este altă monitorizare a tirajului. Ceea ce știu de la traducătorul cu care am luat legătura prin intermediar este că există cititori în China, societățile astea mai închise și mai conservatoare sunt mai predispuse la citit și la lectură. Și am văzut de altfel și când am fost la Târgu de Carte în 2019, înainte de pandemie, cum se stătea la coadă la vizitarea standurilor la Târgu de Carte. Foarte ordonați, dar la nivel de mii și zeci de mii de vizitatori. Lucru care m-a pus pe gânduri într-un fel, pentru că o societate care este capabilă să stea la coadă la carte, să stea la coadă la un film, la o piesă de teatru, e o societate capabilă să evolueze. Spune că chinezii nu evoluează? Evoluează într-un ritm. Evoluează foarte tare, da, păi tocmai să trebuie să învățăm ceva din această apetență, care poate fi și una dirijată. Pentru că avem nevoie și de un oarecare dirijism în cultură spre valoare. Pentru că aici noi am pierdut contactul. Apar lucruri din neant, lucruri fără valoare, dar care se impun imediat, fie ca noutate, fie ca o curiozitate, fie ca un lucru deja digerat, nu trebuie să mai treci prin mintea ta. Și atunci ăsta este riscul, să lunecăm de pe teritoriu sau din zona valorii în zona non-valorii. Da, nu vreau să duc discuția mai departe, că am câteva exemple proaspete și nu vreau să le discut acum, apropo de cum sunt educate gusturile în România. Da, și eu am o altă părere față de tine. Există un dirijism, dar există în direcția cealaltă. În altă direcție. Este în altă direcție.
Este în altă direcție. Care are la bază ce? O valoare economică? Nici nu știu dacă e valoare economică. Pentru că primul simptom ar fi nuanța economică. Adică noi câștigăm... Posibil. E filmul ăsta, Team Building, care a apărut dar acum și care a avut un milion. Nu de, ăsta. De... Ăsta încă mai are lucru. Spune încă niște lucruri despre o parte a societății în care... Bine, caricaturizează partea aceea a societății. Deci pe undeva, hai să zici că arcea... Da, a apărut un film cu maneliști. N-am nicio problemă, mai ascult și eu manele din când în când. E nebunie, rupere. Țancă uraganul. Și nu mai știu cine. Doamne, n-am nicio problemă, foarte bine că se duc și acolo, e ok până la urmă. Dar modul în care sunt prezentate genul acesta de lucruri față de altele te pune un pic pe gânduri apropo de dirijire. Da, o lăsăm pentru altă dată, că astăzi nu vreau o întoarcere la primitivism. Spunea un scriitor polonez, Irgilet, spunea așa, suntem în faza în care ne-am întoarce în peșteri, dar suntem prea mulți. Suntem prea mulți și nu mai avem atâtea peșteri. Și peșterile deja sunt umplute, multe dintre ele, cu materiale radioactive și alte lucruri. Știi? Bine, avem și războiul lângă noi. E războiul, orice război este blamabil și nu ne întrebăm cine are dreptate, pentru că într-un război nimeni nu are dreptate. Corect. Nimeni nu are dreptate, nicio parte nu are dreptate. De asta trebuie să fim extrem de vigilenți, chiar și cultural, pentru că ăsta este credința și cultura, sunt două, și educația, pardon, și educația sunt trei niveluri, să zic așa, ale societății pe care trebuie să le apărăm, să le protejăm, ca să rămânem în istorie. Ai adus niște cărți. Da. Ce ai adus? N-am venit să mă laud, dar am venit să mă prezint. Prezintă-te. Da, e o antologie de poezie, 101 poezii, apărută la editura Academiei României. Așa. E o colecție. Arată la cameră că o adus aproape cameră. E o colecție inițiată de regretatul Dumitru Radu Popescu, cel care a plecat dintre noi chiar la începutul acestui an. E o antologie de poezie. Selecția a fost făcută de Sonia Elvireanu, un colaborator al editurii Academiei, cu o prefață consistentă, cu un studiu... Adrian, spune-mi un pic, de pe urma tuturor acestor cărți, se câștigă ceva în ziua de astăzi? Ca drepturi de autor? Chiar de Ziua Culturii Naționale mă întreb. Uite, acum stăteam și mă uitam așa. Totuși, e un efort. Eu știu ce înseamnă să scoți o carte, nu știu ce înseamnă să o scrii la nivelul ăsta, dar pot presupune, încă mai am discernământ să pot presupune ce înseamnă să scrii. Adică stau și mă întreb, ce câștigi pe drepturi de autor? Sunt foarte puțini scriitorii români care pot trăi din scris. Sunt foarte puțini. Sunt câteva cazuri care ar putea trăi din scris. Blandiana, Cărtărescu, mai sunt câțiva, Radu Paraschivescu, mai sunt câțiva care sunt într-adevăr într-un prim plan și economic, ca să zic așa. Nu se câștigă din scris, decât foarte puțin. Eu am avut șansa să fiu autor, să fiu autor polirom. Și Poliromul încă mai respectă pe scriitor și plătește niște drepturi de autor, nu foarte mari, dar chiar și acel leu simbolic pe care îl primești pentru un exemplar sau 2 lei sau 3 lei, înseamnă ceva. O recunoaștere. E o recunoaștere, o relație corectă dintre un scriitor și un editor. Nouă ne lipsește în societatea românească și în cultura românească agentul literar. Instituția agentului literar, care este în Franța, de exemplu, în floritoare, agentul literar este cel care ia pe mânică, și în America, de altfel, și în culturile mari, ia pe mânică un autor și îl duce până la celebritate. Pentru că intuiește în el valoare. Și uneori nu toți sunt valoroși, dar agentul literar știe să vândă o marfă. Ei, nouă ne lipsește. Această absență, această lipsă, o preia uneori editura. Poliromul este între editurile care promovează un autor, într-un fel, cât poate și el. Mai e Humanitasul,
mai e Școala Ardeleană de la Cluj, sunt câteva edituri. Am avut șansa să lucrez cu aceste edituri și să mă promoveze într-un fel, deși trăim într-o cultură care băltește, o cultură care greu scoate și poate să impună scriitori contemporani. Noi avem o cultură valabilă în acești ani, avem o literatură valabilă, dar aproape necunoscută în școli, aproape necunoscută în mediul universitar. Și atunci mergem pe lucruri, hai să zicem, izolate. Editura Academiei a făcut lucrul acesta. A luat de la Eminescu până în zilele noastre, a făcut o selecție și a scos această serie. Eu, din câte știu, sunt între ultimele apariții ale colecției și ale seriei, pentru că ea s-a încheiat, se încheie în această perioadă, chiar prin plecarea lui Dere Popescu, care a ținut foarte tare să ducă la capăt acest proiect. Și eu sunt între ultimii care am intrat în colecția aceasta. Am mai scos o carte în 2022, Dicțiuni etice, ficțiuni estetice. E o carte de eseuri, de dialoguri, de considerații și așa mai departe, despre artă și despre cultură, despre istorie și așa mai departe. E dialogul meu cu lumea și dialogul meu cu mediul în care trăiesc, mediul cultural în care trăiesc, evident, pentru că mă raportez doar la asta. Și mai am aici două numere din revista Conta, care continuă să apară. Care continuă să apară, cu încăpățânare, da. Nu? În 2022 am scos numărul 37. E un număr, hai să zic, eclectic, cu de toate, cu... Am mers pe formula care îi plăcea lui Dan Hăulică de secolul 20, cu de toate într-o revistă, și traduceri și așa mai departe. Iar aici, central, este Jonathan Jackson, actorul american care a avut o revelație și a trecut la ortodoxie. Acum este un promotor al ortodoxiei în America, o face cu multă, multă persoasiune și cu multă inițiativă. Are și succes? Întreb. Are și succes, foarte mare succes în America, foarte mare succes. Și aici este un interviu cu el. El a făcut o vizită anul trecut în România și părintele Gerasim Soca de la Putna i-a luat un interviu și interviul se regăsește în acest număr al revistei. De asemenea, sunt traduceri din poezia lui Jonathan Jackson, pentru că el, dincolo de faptul că este actor cu 5 premii Emmy, e poet, e cantautor și așa mai departe. Personalitate complexă. Complexă și pictor și tot așa. Și am avut șansa să publicăm un interviu aici. Iar în numărul 38 din Conta, la fel, un poet din București, Mihai Marian, a făcut o antologie a poeziei americane actuale. Și avem 100 și ceva de pagini de poezie de la 29 de autori poeți americani de astăzi. Deci e un dialog între culturi făcut pe temeiul unei reviste. Am vrut să facem reviste consistente, nu care să dispară. Cum rezistă Conta? Redacția este la mine acasă. La mine, pe în geanta mea e toată redacția revistei Conta. Lucrez împreună cu Adrian Geromila și Emil Nicolae, deci suntem împreună. Mai avem și alți câțiva colaboratori. Am primit finanțare pentru tipar, doar pentru tipar, de la Ministerul Culturii anul trecut. E un concurs de proiecte, de altfel. Da, și depuneți așa, perioadic. Am depus așa și mi-au plătit pe anul tipar. Ăsta? De acum va fi inițiată sesiunea, probabil martie-aprilie, și atunci depunem. E foarte multă formularistică, uneori îți vine să te lași, să lași baltă, deci, proiectele. V-au dat doar banii pentru tipar, atât. Tipar, atât. Fără leu moral pentru cei care publică în revistă, însă revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, este între cele cotate de Uniunea Scriitorilor și atunci tot ce se publică aici, hai să zicem că are girul Uniunii Scriitorilor. Dacă apare o cronică, de exemplu, la o carte aici, contează pentru CV-ul autorului. Am înțeles. Nu întâmplător te-am întrebat de bani, pentru că asta ne arată cam unde suntem.
Și cum înțelege să ne promovăm valorile, să susținem aceste mici oaze de cultură, care în mod normal ar trebui să fie tipărite și să ajungă, dacă nu în școli, măcar în licee, vorbeam de școli generale, măcar în licee, la copiii din licee, măcar la profesorii de română. Eu sunt foarte curios, acum nu mai sunt curios că am văzut câteva manifestări de ale voastre și câtă lume vine la ele. Deci eu vorbesc dintre cei care ar trebui să fie implicați în fenomen. Din păcate lumea, probabil și datorită tumultului în care trăim, nu mai merge spre asemenea manifestări. Da, eu mai amintesc când eram elev în Piatra Neamț, în anii 70-80, așa, eram luat de mânecă și dus la lansări de carte cu Fănușneagu, Nichita Stănescu, Paul Tutungiu și așa mai departe, multe, multe nume. Eram dus acolo, eram duși acolo să ne întâlnim cu scriitori. Era un prim contact, eram uimiți, unii erau plictisiți, depinde fiecare cât de împartit era. Și erai și pregătit pentru contactul ăsta. Într-un fel, da, așa este. Și mă întreb astăzi dacă se mai întâmplă așa ceva. De exemplu, eu trăiesc la Piatra Neamț. Nu m-a invitat niciun liceu din Piatra Neamț să conferențiez undeva. Eu conferențiez în țară peste tot. Alba Iulia, Sibiu, Putna și așa mai departe. Dar în Piatra Neamț niciun liceu. Am impresia că, nu știu, scriitorul este invizibil în societatea noastră. Avem în Piatra Neamț pe Adrian Geromila, un scriitor de polirom, care publică carte după carte. Foarte bun. Evident. Aplicat, atașat. Care este invitat peste tot în Piatra Neamț. Nu cred că este invitat undeva. N-am auzit. Dacă nu-și provoacă el un eveniment, nu-l provoacă nimeni. Deci trăim într-o societate nemțeană destul de apatică, ca să nu spun altfel. Mă întreb dacă profesorii de română mai știu ce înseamnă un scriitor român contemporan. Dacă nu-l provoacă la dialog, pentru că... Știi ce se întâmplă, Adrian? Profesorii sunt în momentul acesta obligați aproape să stea între niște nu jaloane, că jaloanele mai depășești, mai treci, între două ziduri, așa, și sunt foarte puțini cei care trec peste obligațiile venite din curiculă, din tot ce este, și încearcă să facă mai mult decât atât. Asta nu înseamnă că e o scuză. Dar lucrurile așa stau. Și atunci... Acolo nu se vorbește, copilul nu are de unde să audă, că pe Facebook nu se duce spre, sau pe alte rețele, pe TikTok mai greu, pe așa. Și atunci intervine ceea ce vorbeam. Nu știu dacă uitare, că nu ai cum să uiți ceva ce nu știi. Intervine indiferența. Indiferența, și asta e foarte periculoasă. Ideea este că unui copil noi trebuie să-i creăm și amintiri culturale. Eu, de exemplu, am rămas cu amintirea culturală când am fost luați de mână și duși în Teatrul Tineretului. Și am văzut primul spectacol, Romeo și Julieta, cu Țică Cojocaru, cu așa mai departe. Ei, aveam vreo 14-15 ani, am văzut primul spectacol. După care mi s-a făcut foame de teatru și mă duceam cu puținii bani pe care aveam să văd spectacole de teatru. Și mi s-au creat amintiri culturale. Lansările de carte, amintiri culturale pe care mi s-au imprimat în memorie și care au rămas. Chiar dacă un tânăr evoluează spre orice altceva, când stă în starea lui de reverie, zice, măi, mergeam la teatru, mergeam la filarmonică, mergeam la operă și așa mai departe. Chiar la universitate, la facultate, aveam profesori care ne duceau la operă, ne duceau la teatru, ne recomandau. Dacă există dialogul ăsta într-o clasă, într-o școală, atunci e bine. Dacă nu există, e păcat. Pentru că noi nu informăm, ci și formăm în școală. Și trebuie să formăm în spiritul culturii, a identității noastre. Chiar dacă există acea politică corectă care ne spune că nu mai avem nevoie de neam, de identitate, de istorie, deci, noi trebuie... Trebuie să lăsăm
pe tânăr să aleagă ce vrea. Când alături cele două cuvinte, politică corectă... Știi de unde a pornit asta? De unde a pornit de unde? Termenul? De unde? Dintr-un desen animat din 1923, un desen animat cu... Există pe net. Cu niște maimuțele care nu știu ce făceau. Ei, termenul a prins și după aia s-a rostogolit... Nu-l judec acum, ar trebui o discuție separată pentru asta, dar la un moment dat s-a ajuns la forme aberante. Sunt forme aberante. Și să, la un moment distrugi, dat, să distrugi pânze de mare valoare în muzee. S-a încercat undeva, cred că în Anglia, la un moment dat se spune că și imnul național s-ar putea să jignească pe altul, care nu agrează, că nu trebuie să ne bucurăm în sport, să ne mai bucurăm nemăsurat când am bătut pe celălalt, să ne punem în... pielea sensibilității celui de alături pe care noi îl jignim cu bucuria noastră. Deci să devenim o societate mohorâtă. Mohorâtă? Mohorâtă. Larvară, nu știu. Da, larvară, vorba ta, da. Hai că ne ducem prea departe de acum. Nuanțam. Pentru că tot de cultură e vorba. De tot de cultură este vorba. Tot răul care ni se întâmplă pleacă de la criza interioară și la criza culturală. Pentru că dacă noi, interioritatea noastră, am mobilat-o cu cultură, cu elemente culturale, cu elemente frumoase și așa mai departe, atunci n-am ajunge nici la angoasă, nici la stări din astea depresive și așa mai departe. Este în Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, este acolo o secvență când el era torturat la Aiud și el, ca să nu vadă ce îi se întâmplă, repetă tot ce știe despre pictura franceză, în minte. Și ea, de la Braque la nu știu care, și repetă în minte, iar redă, în Jurnalul Fericirii, redă la un moment dat, zice, asta spuneam. Și e un discurs interior, așa. Dacă deci nu aveam s-a retras și dacă nu așa a rezistat. Da, încât, zice, n-aveau ce să-mi facă. Acum știi cum e. Sunt curios câți români, doamne ferește să ajunge în starea de la lui Steinhardt, de la Aiud, ar fi în situația asta și ar putea să rememoreze în minte istoria picturii românești. Așa este, da. Pentru că el avea... Ce știu despre pictura? El avea un fond. Avea unde să refugieze. Păi, tocmai de asta vorbim. El avea unde să... Noi nu prea mai avem unde știi să refugieze. Știi ce mai avem noi? Credința. Atât. Pentru că și cei care nu au avut cultură și au rezistat în închisori și în perioada de tortură, așa au avut credință. Și atunci s-au raportat la propria credință, la ceea ce au învățat de la mama, de la biserică și așa mai departe. Și asta este o punte. Dar avea Aleș Ștefănescu o poveste foarte frumoasă, ce înseamnă cultura pentru om. Și spune el că în perioada marilor cuceriri plecau pe mare marinari. Plecau undeva să cucerească, să colonizeze. Și își luau cu ei alimente consistente, carne și pâine. Și atât. Și mergeau până departe. Și sufereau de o boală, le se sporojea pielea, erau depresivi, intrau în așa și mare parte dintre ei mureau. Era scorbutul. Boala se numea scorbut. Cartofi. Ce era lipsă? Era lipsă vitamina C din legume, din fructe și așa mai departe. Ei nu luau, că erau voluminoase. Luau numai carne. Ei, cultura, spunea Aleș Ștefănescu, este acea vitamina C pe care dacă nu o ai, suferi și nu știi de ce suferi. E o boală pe care nu știi de unde. Deci asta este cultura pe care trebuie, cu care trebuie să ne mobilăm noi interioritatea. E posibil să vorbim în van. Noi acum să vorbim în van. Nu contează. Dar măcar trebuie să o spunem. Ne oprim aici, Adrian, îți mulțumesc pentru doza de vitamina C din această dimineață și să sperăm că, așa, câte o doză, câte un pic, câte un pic, câte un pic, poate să mai întâmplă ceva pozitiv și în viața noastră. Eu sunt o natură optimistă, sunt o natură optimistă și cred în acea a doua zi a culturii române, care va fi tot una normală. Îți mulțumesc, oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi, ne vedem mâine dimineață, dacă totul este în regulă. Să fiți sănătoși, aveți grijă de dumneavoastră, nimeni v-a mai spus de atâtea ori, nu are.